Bă, dacă ești genul de om care face asta, nu vreau să te văd în viața mea, jur! Salve, șacalilor, ce faceți? Frumoșii mei, astăzi să facem un test super interesant, se numește Sunt două tipuri de oameni în lume și vreau să-l faceți cu mine, deci fiți atenți. Bă, știu că sunteți o grămadă care vreți să-i fac prank-ul, frate meu, așa că dacă facem 50.000 de like-uri la acest episod, săptămâna viitoare îi voi face un prank super nebun, așa că dați un like. Și bineînțeles, prieteni, activați clopoțelul, dar nu așa. Bum, ce așa, știți, ca să primiți notificări când o să postez prank-ul, să fiți primii. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Eu zic să începem testul. La modul prima întrebare, voi ce fel de oameni sunteți? Care nu primiți niciun mail sau care primiți o grămadă de mail-uri? Mă jur, eu am peste 50.000 de mail-uri pe o singură adresă. Am avansat pe a doua variantă și aparent sunt mai mulți oameni care nu au niciun mail decât oameni care au mii de mail-uri ca mine. N-are legătură acum neapărat că sunt YouTuber, deși are legătură pentru că sunt YouTuber. Am adresa de mail de foarte, foarte mulți ani și m-am abonat la o grămadă de chestii și primesc tot felul de mail-uri ciudate și, mă rog, asta e. GIF sau GIF? Voi cum pronunțați? GIF sau GIF? Nu știu ce fel de oameni sunteți dacă pronunțați GIF, dar am avut un profesor la facultate care s-a dat GIF și am crezut că e din Republica Moldova, vaile. Nu știu, poate pronunția corectă chiar e GIF, frate, și nu GIF, dar nu știu, dacă zici GIF, nu te înțelegi, nu nimeni, morți. E clar că o să apăs pe GIF și sunt 51% cum. Bă, aproape la fel pronunță GIF și GIF. Bă, sunteți nebuni? Voi cum vă puneți ketchup-ul? Peste cartofi sau lângă cartofi, frate? Mi-e foarte greu să vă decid că uneori pur și simplu îl pun lângă și uneori îl pun peste. Dar nu știu ce să zic, jur. Lăsați neapărat un comentariu dacă vă puneți ketchup-ul lângă cartofi sau peste cartofi, că eu nu pot să mă decid. Uite, recent am mâncat cartofi și mi-a dat mama un sos super, super, super iute făcut de ea. Așa mi-am pus lângă cartofi. Dar când ies să-mi pun ketchup, de fapt eu nu mănânc ketchup, adică o să dau lângă. Oh, sunt un om normal. Sunt un om normal. Bă, voi vă puneți o alarmă sau vă puneți câte 10? Bă, că majoritatea prietenilor mei, și vă jur că nu exagerez cu nimica, își pun câte 7 alarme și nu înțeleg de ce. Am prieteni pe care pot să-i suni, pot să-i să sune alarma lângă ei, nu se trezesc, nu înțeleg cum, dar eu sunt genul de om care își pune o singură alarmă. Și de obicei nu-mi pun sonor la alarmă, știi, îmi pun vibrație de aia puternică și las pe o suprafață care știu că bâzie, frate. Bă, și când mi-o bâzită la o dată, bă, nu că mai am timp să mă întorc, bă, direct m-am trezit, sunt drept așa în picioare, frumos, mă fac întinde și mă apuc să fac flotări, bă, că mă sperii. O să apăs pe prima variantă. Nu, mai mulți oameni sunt care își pun mai multe alarme. Nu vă învinuiesc cu nimica. Oamenii care au de obicei probleme cu somn își pun o singură alarmă. Ei, ce bine că am probleme cu somnul, da. Oh gosh, bă, cât de bun e testul ăsta. Ce fel de oameni sunteți? Bă, oare cine s-a gândit la astea? Sunt niște chestii care chiar împart oamenii în două categorii. Nu pot să cred că cineva s-a gândit fix la chestiile astea, jur, pe care le facem de zi cu zi. Bă, mi se pare mai normal să fac ca în a doua poză. Eu așa fac, nu știu, în prima poză, nu știu, trage așa. Așa e mai normal, ca să fie mai aproape hârtia de tine, nu știu, să apăs direct pe a doua poză și sunt un om normal, bineînțeles. Doamne ajută, sunt un om normal. O să fac o medie la și să văd dacă sunt normal sau anormal. Cum mâncați, mă, dacă vă ungeți pe o singură felie, știi, sau dacă și după puneți una peste alta, sau dacă mâncați diferit, băi, să mă bată mama, bă. Bă, ce vreau să știți despre mine și nu mi-e rușine să ascund asta, sunt un fomis, sunt un țăran, un hapsân, un... Bă, așa sunt, eu mănânc super mult. Și crede-mă, prietene, dacă mi-e foame, nu că ung și pun felie peste alta, mai ungă una, mă pun așa peste alta, știi, zici că zidar, până fac zid, așa și-l mănânc, mă înțelegi? Dar totodată merg pe a doua variantă, când vreau să simt așa gustul, eu știu gemului, eu știu ce mâncați voi acolo, ciocolată, însă pe pâine, nu știu ce, o să merg pe a doua variantă și mai mulți oameni sunt așa, bine că n-am dat cu prima variantă, să nu știu acolo lumea că sunt țărana. Hai, țărane, pune mâna și filmează pe YouTube, țărane. Ia zi, țărane, când postezi reacții pe YouTube, țărane, hai, postează acolo, țărane. Ia uite, bă, că filmează țăranul în maiou, hai, că filmează în maiou dacă e țăranul. Uite ce freză are țăranul, zici că e țăran, ho, țăranul, ia uite ce freză ai, hai, că na, ce s-a A, uite țăranul, râde la glumele lui țăranul. Da, mă, problemă. Nu știu dacă știți asta despre mine, dar eu nu beau sucuri de foarte, foarte mult timp, cel puțin Pepsi și Cola. Vă jur că n-am mai băut de când am început liceul, jur, și acum la facultate. Dacă mă credeți, acum și împlinesc 2 ani de când beau doar apă, frate, și sunt mândru de asta, dar așa nici nu știu ce să votez, nici nu știu care e diferența că nu-s băutor. Mă simt super rău, dar o să merg pe Cola, că e cu brandul 74% normal. Ia uite, țăranul bea doar apă, că atât are la țară la el, unde a dat apă vaca acolo bea. Așa
apă, țăranu. Hai, țărane, bea apă în fața mea, țărane. Hai că în caz că nu v-ați prins cei la poza asta, e vorba dacă mâncați aripioare de pui, știi, de aia cu un singur os sau de aia cu două oase, așa, știi? Și vă roadeți așa, vă băgați de aontru, știi? Ca țărani, așa, și mâncați. Eu v-am zis că-s fomit și chiar n-am nicio problemă, adică n-am nicio preferință, deși parcă îmi place mai mult asta cu două chestii, nu știu ce să zic. Uite, sunt anormal aici, lumea mănâncă direct copănuca aia de pui, ia copanul și mănâncă-l țăranul, direct din pui acolo, din grădină la tine, țărani. Nu vorbesc cu voi când zic țăran, vorbesc cu mine când zic țăran, că mă uit la mine, că aici în partea camerei și mă văd țăranul. Ei, ok, la partea asta chiar nici nu am nevoie să mă gândesc, sunt de al doilea, frate, neapărat. Să dau lumina un pic mai tare la cameră, bă, mi-amintesc foarte, eu aveam foarte multă muzică pe telefon. Playlist-uri întregi, multe melodii, frate, dar nu suportam niciodată să fie ca în prima imagine, așa, cu titlu, cu autorul, știi, așa, fără nu. Îmi place, le organizam, frate, le dădeam acolo rename, le editam anul în care au fost postate, ca să mă simt eu bine, bă. Adică nu spuneți, frate, când aveți conectate căștile, știi, și ascultați muzică și dați să schimbați muzica, se vede acolo frumos, mai întâi titlul, de desubt autorul, imaginea, știi, e frumos, mă. Bum, direct a doua și sper că, stai să văd, da, sunt mai mulți oameni care fac așa ca mine. Luați-o pe asta, frate. Bă, dacă ești genul de om care face asta, nu vreau să te văd în viața mea, jur. Bă, să nu mănânci tu coaja la pizza. Bă, cum să nu mănânci, mă, coaja la pizza? De nu, doamne, am mai fost, știu că mai mergeam la diferite, dar și acum, când mai sunt diferite, eu știu, majorate, party-uri și mai așa cutie cu pizza, mai vezi așa, frate, cum mănâncă așa și își aruncă coaja aia. Bă, nesimțitule, mă. Băi, bă, mie îmi dădea mama să mănânc coaja de pizza cu ceapă, mă, și tu arunci coaja aia de pizza, mă, că dacă dau una de asta, mă, țărane, mă. Nu vreau să judec pe nimeni, asta e, să fim sănătoși. Eu sunt, am votat invers, ce prost sunt, hai că-s prost rău, dar-s țăran, dar-s prost rău, nu țăran, sunt prost. Aici cred că se referă dacă mănânci porumbul fiert, așa cum îl mâncăm noi românii, sau îl cureți așa și îl pui în bol. Bă, cine face asta? Poate în Europa sau în orice alt continent mai există asta, dar la noi în România nu, frate. La noi l-ai pus acolo pe grătar, l-ai înfipt odată și l-ai ciugulit așa, știi, mă înțelegi? Direct prima variantă, Nino, 67%, dă-te în Guatemala acolo, se mănâncă așa la bol, că nu vreau să te văd. Păi, dar n-ai, bă, dar eu sunt Noua Zeelandă, să mănânc așa, să-l pun în bol, dar ce s-o loc, să-l iau cu lingura? Nu, frate, îl mănânc așa, îl ciugulești, cum uite așa, asta e mișcarea, știi? Hop, din două degete așa, hop, știi, cu ăsta îl ții. Bă, stai, cu minte, vărule. Cred că mai bine punea varianta de paranteze și cealaltă să fie cu emoticoane, sincer. Dacă ați lăsat un comentariu la celelalte variante, e foarte bine, dar la asta chiar vreau să lăsați. Bă, voi sunteți genul de oameni, copii, adolescenți, fete, băieți, care folosiți două puncte paranteză, frate, când râdeți sau emoticoane, vă rog să-mi spuneți, bă. Clar o să votez cu prima variantă, dar cine naiba stă să pună invers, frate, mai întâi să pui paranteza și după două puncte, dar dacă ar fi fost emoticoane, nici nu știu ce să zic. Cred că la băieți, când vorbesc cu alți băieți sau așa, nu știu, folosim clar paranteză. Dacă când vorbești cu gagica așa, știi, și vrei, nu știu, cred că folosiți emoticoane ca să mai mimezi niște reacții, habar n-am. Dacă sunteți genul de oameni care faceți ca la doua poză, nu vreau să mă văd în viața mea, bă. Cine Dumnezeu sfidează așa, frate, starea de bine a pastei de dinți, frate? Cum s-o caș țăranul așa, mă, că te, cum s-o faci asta, ce, dar ce-i, frate, faci, a luat-o, dar o iei frumos așa, bine, fără agrafă de acolo, mă înțelegi, dar zic că o rotești așa, știi, până o scurge așa, ușor, știi ce zic? Uite că acum mi-a mai venit un tip de oameni în minte, sunteți genul care se spală așa pe dinți sau așa, frate, știi, eu sunt genul care se spală așa, dar, na, uite, votez prima variantă. No, no, deci asta nu-i bun, no, că-mi dau cu, no, că nu te bai, nu, că-mi dau cu gante la cap, da. Bă, ăștia 601.000,8 oameni care faceți asta, sunteți psihopați, mă. Nu, te rog, nu spune că există oameni care întorc telefonul să scrie, frate. Deci te rog, nu spuneți că faceți asta. Știi când era la modă să faci asta? Când s-a inventat telefonul ăla, iPhone 4, da, atunci era la modă să faci asta. Acum vreo 15, 12, 10 ani, mă înțelegi, dar acum nu mai e ok. Plus că nu știu de voi, dar din nefericire că nu sunt fericit că am învățat asta, pot acum să scriu unele mesaje fără să mă uit, adică scriu unele cuvinte fără să mă uit. Bine, cu autocorectorului care știu că le corectează, știi, dar na, nu-i bine că știu asta. Asta e bună când trebuie să auzi pe maică, dar știi ce zice, dar nu vrei să pari sfidător, știi, și scrie așa, știi? Da, mamă, știi cum, aha, da, mă duc la magazin. Clar, a doua variantă, mă bucur că sunt doar 5% oameni. Ăștia 50.000, vă rog, închideți-vă contul de Instagram, Facebook, Messenger, parolă, tot, mail, WhatsApp, tot. Nu mă așteptam să se gândească cineva la asta. Băi, băieți, băi, spuneți-mi și mie. Sau băi, fetele mele, că știu că fetele mănâncă mai mult Nutella asta cu ciocolată, știu că e mai finuț așa. Băi, voi ce faceți, mă? Luați cuțitul și ungeți pe pâine, mă? Sau desfaceți, luați lingura și băgați în gură și după pâine. Eu clar fac a doua variantă. Nu suport, frate, să-mi ung așa pe
pâine, știi, Nutella și să mănânc. Mi se pare, eu pur și simplu iau așa cu lingura, țin o pâine într-o mână, îi fac o dată așa și am băgat-o în gură. Și mi se pare că intră și mai multă, nu știu, mă înțelegi. Ia uite, țăran, mănâncă cu lingura, așa ține lingura, țăran, mănâncă direct cu lingura, mă înțelegi? Măi, țărane, bă, dar mănâncă cu furculița și cu lingura, ță, hop, direct. Nu pot să cred. Cred că fac parte dintre oamenii psihopați de data asta. Asta e, îmi asum. Bă, eu sunt clar tipul de persoană care folosește LOL, știi? Dar în ultimul timp am început să zic și ha-ha așa, știi? Ca să pară că... Ha-ha, nu mai pot de râsul! Ha-ha, mai folosesc când vorbesc cu fete ca să pară așa că ha-ha, știi cum ar veni? Ca să pară că la băieți LOL, mă, nu de morți, mă, te mai da mesaj. Opa, LOL direct. 50-50 și chiar sunt un pic mai multe persoane care folosesc haha, mă rog, eu sunt 50-50, chiar nu pot, aici am decis 50-50. Și ultima întrebare, cred că se referă dacă mâncați bomboane cu lămâie sau cu portocale sau orice a fi asta, mie nu-mi place, frate, nu mi-au plăcut niciodată bomboanele cu lămâie, o să merg direct pe asta, da, uite, frate, cu aromă de portocale sau cu lămâie, eu sunt cu portocale, nu-mi da lămâie că nu, mi se pare, na, îmi place lămâie pe broccoli, pe carne, pe ce vrei tu, pe conopidă, dar nu bomboane astea, nu suporte bomboanele astea cu lămâie. Se așa, ce faci? Chiar mi-a plăcut chestia asta, nu mă gândeam că stă cineva să se gândească chiar la toate chestiile astea pe care cu toții le facem într-un fel, dar nu ne gândim la ele sau nu recunoaștem. Nu uitați episoade în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 14. Am uitat să vă zic, Hristos a via, Paște fericit cum vreți voi. Dacă nu-i prea mult să vă zic acum celor care ați rămas până la sfârșit, să mă loviți pe Instagram, boom, cu un follow, loviți-mă acolo cu un follow, știi, pe Instagram. Ce să vă zic, faceți sport, beți apă multă și nu uitați să râdeți. Eu v-am pupat. Pa, bă!